Finala acestei competiții, ce își propune descoperirea și promovarea tinerilor talente din Bucovina, va avea loc vineri, 12 septembrie. Cei 21 de tineri care sunt calificați în finală se vor întrece în cântec și dans pe scena pensiunii, începând cu orele 15. Vineri va avea loc finala concursului Artistul Bucovinei în Horodnicul de Sus, începând cu orele 15. Vor fi un număr de 21 de finaliști, concurența foarte strânsă, luptă grea, la fel ca și în ediția de tura trecută de la semifinale. De organizarea acestei etape s-a ocupat coordonatorul acestui concurs, Flavius Nenciu, avându-i ca invitați pe Alina Țăpar, micuța ce a impresionat jurul de la Next Star și a câștigat finala de popularitate și câștigătoarea concursului Artistul Bucovinei de anul trecut, Patricia Buliga. Invitați care sunt anunțați public, Patricia Buliga, câștigătoarea de anul trecut, și Alina Țăpar, concurentă Next Star, iar jurul va fi format tot din artiști, de aceea nu pot să-i pronunț pentru a nu putea la legătura cu ei. Concurenții vor dansa, vor cânta și vor susține momente de teatru pentru a obține premiul cel mare sau cele două mențiuni puse în joc. Câștigătorul locului întâi va fi răsplătit cu trofeul Artistului Bucovinei plus un contract de impresariere, contract pe care îl vor primi și locul 2 și 3. Fiecare cu ceea ce s-a prezentat până în momentul de față, adică cei care au cântat vor cânta în continuare, dansatorii vor dansa, băiatul de la teatru în continuare va trebui să pregătească un moment artistic pe teatru, iar alte probe nu vor fi decât dacă juriul va considera că e necesar să mai dea o probă. Câți câștigători vor fi în finală? Primul, unul singur, care va primi și titlul de artist al Bucovinei și trofeul, și vor mai fi încă două premii, două mențiuni. Titlul, trofeul și sunt trei contracte de impresariere cu agenții din Cluj de management și impresariere. Întregul eveniment va dura în jur de 4-5 ore. În paralel cu spectacolul, va continua și desfășurarea campaniei umanitare începute de ceva vreme în parte Bucuria. În jur de 4-5 ore, acum știți că niciodată lucrarea de acasă nu e cu cea din oraș, dar cam așa, 4-5 ore va fi tot spectacolul, cu tot cu artiști. Gândesc să unesc chiar campania cu spectacolul, pentru că acest concurs de fapt nu este doar un concurs, este și un adevărat spectacol, un adevărat show. Și atunci m-am gândit să, pentru publicul cel vom avea, să fie și campania în desfășurare pentru cele două cazuri pe care le avem și le susținem. Iar începând de pe 15 septembrie vom relua separat campaniile umanitare pentru alte trei cazuri.